Luna august s-a terminat, Bitcoin a registrat o scădere de peste 8%, a venit septembrie, suntem pe 2 septembrie și ghișe, Bitcoin deja este pe minus aproximativ 1%. Hai să ne uităm pe grafic să vedem ce se întâmplă, încotro ne îndreptăm. Știm foarte bine că într-adevăr septembrie este o lună foarte importantă pentru BTC, mai ales că vin și tăierile de rate. O să avem și inflația, o să avem și rata șomajului, sunt foarte multe date ce urmează să apară, deci trebuie să stăm aproape. Până una alta nu uita să lași un like acestui videoclip, un comentariu cu părerea ta și hai să-i dăm drumul la treabă. Și am intrat pe graficul BTC, după cum bine vedem, Bitcoin se tranzacționează la 58.644 de dolari, iar în prezent se luptă să mențină acest suport de la 57.000 de dolari. După cum arată în prezent graficul, aș putea spune că ar putea să testeze 59.800. Vedem că până acolo nu ar avea niciun fel de rezistență. A ținut suportul de la 57.300 de dolari, deci am fi ok. Important este să nu rupem acest suport, pentru că dacă îl rupem, următorul target o să fie undeva la 52.000 de dolari. Dacă îl rupem și pe ăsta, există șansa ca bull run-ul să se fi terminat. Nu cred atât de mult în scenariul ăsta că bull run-ul se termină, dar dacă rupem suportul ăsta major între 42.000 de dolari și 37.500 de dolari, atunci sunt șanse mari ca bulanul să se determine. Dacă mă întrebați pe mine dacă ne ducem sub această zonă, practic am spart pattern-ul de a fi bullish și ne ducem către un bear market. Nu cred că se va întâmpla asta, maxim aștept ca BTC-ul să testeze zona asta de 52.000-53.000 de dolari. Dar vedem ce va fi. Suntem pe Bitcoin Monthly Returns și vedem că în prezent BTC-ul a înregistrat o scădere de aproximativ 1%. De regulă, luna septembrie nu a fost atât de bună pentru Bitcoin, doar 3 luni verzi în luna septembrie, dar ceea ce e interesant să vedem este că în 2016, cum a fost și atunci Halving Year, cum e și acum în 2024, Bitcoin a fost pe verde în septembrie. În schimb, în 2020, când la fel a fost Halving Year, Bitcoin în septembrie a fost pe roșu. Dar ce e important de menționat este că politica monetară este identică cu cea care era în 2019, în luna asta, în luna septembrie. Adică politica monetară era foarte restrictivă, cum este și acum în prezent. Într-adevăr, urmează ca Fed-ul să taie ratele dobânzilor pe 18 septembrie, dar în 2019, când s-a întâmplat asta, ei au tăiat atunci în iulie. După au urmat două luni roșii, după cum vedem. August și septembrie. Dacă s-ar întâmpla la fel, ar însemna ca noi să fim pe roșu septembrie și octombrie. August deja l-am avut pe roșu. Trebuie de urmărit treaba asta. Eu personal nu știu dacă putem compara neapărat cu 2019. În 2019 nu am avut halving-ul. În 2019 erau niște zvonuri cu pandemia, ca apoi să fie mega crash-ul în 2020 cu pandemia. Oricum rămâne de văzut, foarte important să vedem ce face Bitcoin luna septembrie. O altă dată foarte important de urmărit este inflația pe care o vom primi pe 11 septembrie, inflația din Statele Unite. Dacă inflația se va duce sub 2.9, adică cât este în prezent, ar fi un lucru foarte bullish pentru piețe în general. Pentru că atunci este clar că Fed-ul și-a atins obiectivul, nu există riscul de nicio stagflație și pur și simplu economia se îndreaptă către unde își dorește Jerome, adică totul este ok. În schimb, dacă inflația vine peste 2.9, atunci este nasol, pentru că Fed-ul nu prea o să mai știe ce să facă și intrăm într-un fenomen numit stagflație. Inflația crește, economia nu merge, ratele dobânzilor sunt ridicate. Ce facem? 3 ani, jale și pedeapsă. Dar eu mă aștept ca inflația să vină undeva la 2.8, 2.7, poate 2.6, într-o notă mai optimistă. Am uitat un pic și pe Fear and Greed Index și vedem că în momentul de față suntem la frică, adică la 26, iar istoria ne arată că în momentul în care ai fi achiziționat
cripto, Bitcoin, în momentul în care frica ar fi fost la cote maxime, adică sub 15, sub 20, sub 10, ceea ce a fost foarte rar, ar fi fost un lucru înțelept de făcut, pentru că, și vorba aia, în momentul în care există sânge pe străzi, chiar dacă e sângele tău, atunci este momentul oportun de a intra în piață. În momentul în care majoritatea oamenilor sunt greedy, atunci tu trebuie să vinzi. Când sunt fricoși, ai cea mai bună oportunitate de a cumpăra. Cel puțin așa ne-a arătat istoria, iar din experiența mea, cam așa a fost. O altă treabă foarte interesantă este că volumul pe Solana este la all-time low. Adică din momentul în care Solana era $12, cam același volum îl are și acum, care este la aproximativ $130. Deci este nasol. Bine, dacă mă întrebați pe mine, oricum Solana a crescut foarte, foarte mult datorită faptului că s-au făcut foarte multe meme coinuri pe blockchain-ul lor. Iar în momentul de față știm foarte bine că toate s-au mutat pe Tron. Iar volumul cel mai mare acum este pe Tron. Dacă acolo s-au mutat toate meme coinurile, îți dai seama. Acolo s-a mutat cazinoul, acolo se duc și oamenii. Asta e treaba. Să ne uităm un pic și pe Polymarket, unde vedem că în momentul de față Donald Trump conduce cu 51%, Kamala are 47%. Oricum aceștia vor avea un debate pe 10 septembrie, foarte important, o să fie undeva la 3-4 dimineața la noi în România, deci probabil o să vedem a doua zi. Dar dacă Trump câștigă debate-ul, atunci mai mult ca sigur o să câștige și alegerile prezidențiale din noiembrie. Dacă mă întrebați pe mine, eu consider că Trump are mult mai multă experiență, tot ceea ce înseamnă economie, în tot ceea ce înseamnă arta de a vorbi, în tot, iar Kamala pur și simplu până în prezent nu prea și-a arătat skillurile de a vorbi, ca să zic așa, nu prea a ieșit în public să vorbească live. Dacă Kamala în schimb câștigă debate-ul cu Donald Trump, atunci cu siguranță ea va avea mai multe șanse să câștige în noiembrie, deși eu mă înșel, pentru că până în momentul de față aceasta nu prea a acordat interviuri nimănui, deși a fost invitată în nenumărate rânduri. Chiar și Elon Musk a invitat-o la un live pe Twitter. Cam asta a fost episodul de astăzi, ne vedem în fiecare zi aici pe canal, vorbim despre cripto, lăsați toate nelămuririle pe care le aveți voi în comentarii, lăsați un like, bineînțeles, pentru că ajută foarte mult. Abonați-vă în cazul în care n-ați făcut-o și haideți pe grup să discutăm mai multe. Grupul este 100% gratuit. Toate link-urile le găsiți în descrierea canalului. V-am salutat!